bă, ce turcoaze este aici, scoateți-vă ochelarii ca să vedeți. Deci, partea, întoarce scaful în spate, doamna, doamna cu papucii verzi. Scoateți ochelarii. Uitați-vă ce culoare turcoază are lângă barcă, se vede cel mai bine că este luminată apa. Facem turul pe partea de nord, am lăsat în urmă cimitirul în stânga. Vedeți colțurile acestea ale insulei în formă de colț pe strade mare, zidurile de apărare. Voce Ningo, veți vedea imediat în zona asta, este și Biserica Sfântul Gheorghe, folosită pentru înmormântări. Așa, și sus vidul venețian de la Fiesta Cremesc, venit să oprească ghiulelele care veneau dinspre mare. Acum realizați unde este insula aceasta. Dacă vă uitați spre marea cea mare, partea cealaltă, deci spre larg, da? Partea cealaltă, nu spre insula asta. Deci dacă vă uitați acolo, așa vedeți unde este situată insula. Partea aceea avem Creta, în partea asta avem Colochica și insula este exact în mijlocul golfului. Avem și o ușă de urgență. Așa. Bate un pic vântul, să nu sper că nu o să vă ude, fratare. Dar, fiindcă v-am promis, trebuia să ne ținem de cuvânt. Noi am fost marea majoritate pe acest drum, am făcut în conjurul și vedeți că pe partea asta nu e nimic special, nu sunt clădiri, pentru că nu au dorit să aibă pagube materiale și umane, erau expuse direct ghiulele lor, direct atacatorului, așa că toate clădirile au fost pasate pe partea de sud, care aveau în spate Creta cu pușcași, cu armată care îi puteau ajuta la nevoie. Și acum ajungem, uitați-vă în dreapta, partea aceea, ajungem la cel de-al doilea bastion, de data asta nu mai este sus pe înălțim, este jos, se numește San Michele, adică Sfântul Mihail. Are ferestrele mari unde erau amplasate turnurile, sus sunt ferestrele mici amplasate artileria și sunt ferestrele mari, vă rog să vă uitați la inscripție. Este o inscripție care spune Lucas Mihail, providitori generali a tutti regni di Creta. Adică Lucas Mihail, conducătorul general a întregii regiuni Creta și este scris și anul 1579. În dreapta este insula Creta, în stânga Spina Longa. Zona aricilor de mare, le place foarte mult această zonă stâncoasă aici, deși astăzi e mai vântos și se retrag și ei sub stânci, sub apă. Culturile acestea de cactus, se văd deja Donato, așa se numește colțul acesta care are și o mică cazemată așa de sufra, pentru că se dau străjerii ca o mică geamie, vedeți? Și în partea de sus vedem cele două clădiri construite după anul 1903 cu cărămidă, cu beton armat, în timpul leproseriei. Alte clădiri care se văd, o să vedem imediat și un perete ce-a mai rămas din școală după aceste două clădiri. Mai sus, unde sunt cactus și aceia mai mulți, vedeți un perete în față, acolo era școala. Jos erau clădirile venețienilor, otomanilor și leproșilor, spitalul, clădirea centrală, de mai de sus, și poarta infernului, aceasta de jos, porta maestră, adică poarta de intrare principală din insula Creta, cu acea poartă monumentală, stil renascentist, care are și inscripția cu caractere latine, Lucas Mihail, 1579. Această poartă avea o inscripție până s-a renovat insula, o să o pună din nou, din Divina Comedia Leon.